25 de bani, atât costă verificarea unui test la examenul de clasa a noua și nu vorbim despre remunerarea unui examinator, ci de cea a unui președinte al comisiei de examinare. Cel puțin asta afirmă o profesoară din capitală după ce zilele trecute și-a ridicat banii. Surpriză însă, suma de pe hârtie și așa nu foarte mare nu era egală cu cea din mână după ce a fost impozitată. Alena Bukova, profesoară de limbă și literatură rusă, care a fost și președintele Comisiei de Evaluare a Examenelor de Clasa a noua, s-a arătat indignată după ce a primit banii pentru verificările testelor de absolvire. Potrivit ei, nu doar că a încasat o sumă mică, dar din aceasta a fost scos și procentul pentru impozite. Mă grăbesc să-mi împărtășesc bucuria. Ieri am primit bani pentru verificarea din iunie a lucrărilor de examen la limba și literatura română în clasa a noua. Costul verificării unei lucrări este de 25 de bănuți. S-a perceput 144 de lei. În mână am primit 115 lei și 30 de bani. Mi-a părut că pe chitanță scrie, fără mulțumiri. A scris profesoara pe Facebook. Contactați de TV6 pentru o reacție. Responsabilii de la Ministerul Educației ne-a cerut să le trimitem o solicitare ca ulterior să vină cu un răspuns. Remunerarea care a stârnit indignarea profesoarei are loc în timp ce prețurile continuă să crească. La începutul lui septembrie, mai multe companii de panificație din țară le-au majorat pe cele pentru pâine. În context, premierul Natalia Gavriliță declara la un post de radio că cetățenii nu au de ce să fie nemulțumiți, întrucât în viziunea ei creșterea totală de doar 50 de bani este nesemnificativă. Tot atunci prim-ministru a lăsat să se înțeleagă că guvernul nu poate interveni.